În acest weekend se schimbă ora în mai multe țări europene, deci și România trece la ora de vară. Ceasul se dă cu o oră înainte, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 3 devine ora 4. Și pentru că se schimbă ora, duminică devine cea mai scurtă zi din acest an. Puțin știu însă că directiva Uniunii Europene a fost aplicată cel puțin în România, atât în perioada interbelică, dar și în cea comunistă. Tot din rațiuni economice. Totuși, din anul 2021, din cauza efectelor asupra vieții și sănătății oamenilor, Parlamentul European a recomandat renunțarea la schimbarea orei, lucru care în România nu s-a întâmplat. Ora de vară are ca scop folosirea din plin cât mai mult timp a luminii soarelui. În lunile de vară, ora este dată înainte pentru ca principalele activități umane să se desfășoare cât mai mult posibil pe lumină naturală. În acest fel se economisește energia electrică necesară iluminatului. În România ora de vară a fost introdusă prima oară în anul 1932 și s-a renunțat la acest obicei începând cu anul 1941. Abia în 1979 s-a Reintrodus ora de vară după ce România a semnat Convenția Fusurilor Orare și a reglementat oficial orarul și ora de vară, decalată cu o oră în avans față de ora Europei Orientale și aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3, care devine ora 4, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4, care devine ora 3. Uniunea Europeană a adoptat schimbarea orei în anul 1980. Ora de vară 2024 este valabilă de pe 31 martie până pe 27 octombrie. În noaptea de sâmbătă Spre duminică, ceasul se dă înainte cu o oră, iar România trece la ora de vară a acestui an. Însă, ora de iarnă este considerată ora standard, ora naturală, de aceea se numește și timp legal român.